Bună, sunt Raluca și cum vă spuneam data trecută, am început seria antrenamentelor indoor și astăzi am ajuns la Pilates. N-am crezut niciodată în tipul acesta de mișcare, iar de o lună de zile merg de aproape 3 ori pe săptămână și m-am gândit să veniți și voi astăzi cu noi. Alexandra? Astăzi nu ne antrenăm de capul nostru, o să avem alături de noi pe Luminița, antrenoarea noastră de Pilates, care ne va arăta cele mai bune exerciții pentru reformer. Reformer e aparatul pe care stau eu și cel pe care stă Raluca. Iar pentru a ști exercițiile și pentru a le executa corect, avem nevoie de cineva care să fie în permanență lângă noi. Luminița? Bună! Bună, bună Raluca! Bună, Alexandra! Hai să pornim! Da. Ok? Da. Așezat, picioarele printre suporți. O să te rog să ții aici, spatele drept, fesierii tari, umbilicul în interior. Raluca, tu, pentru că ai o lipsă de mobilitate la nivelul pelvisului, o să stai așezată pe cutie. Așa cum v-a zis, Raluca lucrează de ceva vreme cu noi, așa că știm care sunt deficiențele ei. Perfect, puțin mai în spate, te rog. Spate drept, spate drept, e tot ce auzim în fiecare zi. Da. Și umbilicul în interior, nu? Da. Perfect. Palmele jos, inspir în poziția asta, expir. Inspir drept, expir. Este o iluzie că este un exercițiu pentru brațe. De fapt, spatele și abdomenul fac mai mult de jumătate din mișcare datorită faptului că rămâneți în această contracție izometrică. Aș vrea ca privirea voastră să fie la linia ochilor. Schimb, întoarcem palmele, palmele sus, inspir aici, expir, trag. Așa. Expir. Păstrează pieptul în interior, meri jos, expir. Aș vrea să vă spun că este o iluzie faptul că aceste exerciții sunt ușoare. Nu sunt ușoare deloc. Inspir în poziția asta, expir, deschid. Spate drept, fesier tari. Abdomenul strâns, nu îndoi brațele, te rog, ține umerii jos, încă două, expir, hai, privește, așa. Urmărim acum linia coapselor corelată cu spatele, abdomenul și brațele. Rămâneți într-o singură linie, de la umăr până la genunchi, palmele sunt apropiate, inspir aici, expir, deschid. Fără să facem extensie, expir. Puțin mai mult pe spate, te rog. Așa, asta este poziția. Abdomenul închis, închis, privirea în față, te rog. Expir. Vedeți câte trebuie să faceți? Privirea în față, abdomenul. Expir. Umerii jos, nu face buclă, te rog. Mi-ai pierdut puțin linia aici. Fără extensie, închide. Inspir în poziția asta, expir, trag. Expir, contracția pornește de sub ombilic. Păstrați-vă poziția întinsă. Coapsele voastre cedează acum. Închide, te rog. Privirea. Așa. Fără balans, nu îndoi brațele, Raluca. Și încă două. Sus, înalt, dai tot aerul afară. Expir. Perfect, vă așezați, vă relaxați câteva secunde. Partea asta relaxare e cea mai plăcută. Perfect, vârfuri întinse, abdomenul strâns, coccisul rămâne înfipt pe platformă, inspir în poziția asta, expir, cobor picioarele dincolo de 45. Perfect, inspir sus, expir. Focusul este pe trunchi aici, deși partea activă, exercițiul este realizat de către picioare. Expir, închid abdomenul. Simțiți paravertebralii? Expir, simțiți cum se aliniază coloana vertebrală? Simțiți cum abdomenul se închide, cum oblicii lucrează la fel de bine? Vârfuri lungi, întinse. Broșcuța e preferata mea. Bine, inspir aici, expir, întind picioarele la 45. Mai facem două și trecem pe cercurile mari, ce credeți? Da. Picioare sus întinse, inspir aici, expir, deschid, închid la 45. Pe deschidere. Da, așa. Așa. Inspir. Expir, închid. Nu mișca bazinul.
expir. Pilatesul te transformă, Pilatesul te conectează cu tine. Ne axăm pe anumite mișcări, pe anumite exerciții care nu lucrează în profunzime mușchii. Pilatesul se adresează mușchilor mici, mușchilor fini. Este ceea ce voi ați câștigat în această lună, conștientizarea propriului corp. Trecem în V-shape, picioare sus întinse, depărtăm, inspir aici, expir, cobor la 45, călcâi la călcâi. Așa, vârfurile rămân departe, expir. Expir. Mie mi se par foarte grele exercițiile posturale. Da, sunt, pentru că postura este una pe care, în care n-am investit atât de mult. Pentru că exercițiile la pilates sunt croite după nevoile fiecarei persoane și după tipologia fiecarei persoane, eu o să fac exerciții care se concentrează mai mult pe flexibilitate, pe mobilitate, iar Luca o să facă exerciții pentru spate. Luminița, mă ajuți? Desigur. În picioare pe mașină, te rog. Aș vrea să-ți păstrez palmele aici. Expir lung. Zona lombară este foarte... lucrează foarte bine în acest moment. Fesierii, fața posterioară a coapsei. Expir. Inspir, sus, 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 înalt. Atingi tavanul. Expir, cobor. Trapezul, pectoralii, deltoidul, bicepsul, zona lombară, oblicii. Mușchii trunchiului lucrează foarte, foarte bine în acest exercițiu. Inspir în poziția asta, expir, cobor în plank. Jos, 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 jos. Acum aș vrea să-mi aduci palmele sub linia umerilor. Asta este poziția perfectă, da? În care am trapezul, în care am marele dorsal, în care am zona lombar. Ce lucrează aici, practic? Asta îți spuneam acum, oblicii, drepții abdominali, toți mușchii trunchiului lucrează. Okay. Inspir, sus. Expir, cobor. Bine, bine. Inspir, mai facem două. Expir, cobor, cobor. Este amuzant cum o poziție atât de statică poate fi atât de solicitantă. Este, da. Inspir în poziția asta, expir, împingi în picioare și le întinzi. Expir. Inspir, vine înapoi. Așa. Expir. Ține-te, te rog. Expir. Așa. Expir. Iată cât de frumos lucrează oblicii tăi, cât de frumos lucrează trapezul, pectoralul, deltoidul, bicepsul, tricepsul. Da. Ridică un picior și întinde-l înapoi. Inspiri în poziția asta, expiri, mi-aduci genunchiul la piept. Fundul jos, fundul jos. Așa. Inspiri, duci piciorul înapoi. Expiră pe aducerea genunchiului la piept. Inspir acum, te rog. Expiră, adu înapoi. Inspir. Expir. Perfect. Îmi ții umerii deschiși. Expir. Închid. Minunat. Expir. Așa. Deschidem spatele în poziția asta. Expir. Bine, bine. Expir. Salvată de clopoțel. Mai poți la Luca? Hai că am terminat. Cred că v-ați desfulcat minunat. Mai pot ști că sunt o luptătoare. Cred că a fost destul pentru azi totuși. A fost destul și chiar dacă pare atât de ușor din exterior, chiar îți lucrează fiecare mini extra mușchiuleț de care habar nu avem. Ne vedem data viitoare cu exerciții noi, într-un cadru diferit, dar până atunci abia aștept să vin să mai lucrăm niște exerciții la reformă. Și eu abia aștept. Lunea viitoare! Pa!